Am revenit, doamnelor și domnilor, emisiunea de la A la Z, de data aceasta, pentru că timpul este scurt și avem foarte multe informații și foarte multe noțiuni de pus la punct. Invitatul meu este domnul Ioan David, inginer energetician. Bine ați venit la emisiunea de la A la Z, în premieră, domnule David. Vă mulțumesc că m-ați invitat și sper să fiu la înălțimea așteptărilor care le aveți de la mine. Bineînțeles. Deci, puteți să mă întrebați orice. Exact. Și măsura în care știu să vă răspund cu toată sinceritatea, iar dacă nu știu, nu știți. Nu știu, și foarte face. Bine, apreciez. Ne cunoaștem de foarte mult timp și știu ce calități aveți. Tocmai de aceea v-am invitat la această emisiune. Doamnelor și domnilor, avem o mulțime de nelămuriri, de neclarități, o mulțime de, idei despre ce se întâmplă cu prețurile la energie, la energia electrică, cu prețurile la gaze, ne uităm la facturi, nu pricepem ce înseamnă compensare naturală, ce înseamnă compensare gaze realizată, ce înseamnă gaze naturale, compensare gaze, deci ce înseamnă una, ce înseamnă alta, avem acolo rubricuțe cu roșu, altele cu negru, o mulțime de cifre, vedem aici că noi de fapt consumăm nu știu câte sute de metri cub de gaz metan, dar până la urmă plătim, se transformă acea cantitate în kilowatt oră. Efectiv ne uităm pe factură și de fapt cred că primul lucru pe care trebuie să-l vedem este valoarea și după aceea când vedem valoarea începem să ne uităm și pe la rubricuțe. Oare ce înseamnă aia, oare ce înseamnă aia, da de ce așa, da de ce pe dincolo. Uite, cu domnul David tocmai câteva lămuriri vrem să aducem din punctul ăsta de vedere și pe facturile. Adică vorbim și despre gaz și vorbim și despre energia electrică. Începusem, de fapt, o discuție înainte de a intra în emisiune cu domnul David, apropo de termocentrala Mintia, care a fost chiar și subiect de studiu la facultatea de... În anii 70 la facultatea de energetică, sigur că da. Tot domnul Nonel, Nonel a rămas cu așa, tot domnul David este cel care, cu o grămadă de ani în urmă, explica tuturor că, de fapt, termocentrala Mintia ar trebui să livreze gratuit sau aproape gratuit agentul termic. Nu chiar cu mulți ani în urmă, să fie vreo 15-20. Păi nu, 20. Ar fi trebuit să o dea gratis. Da, ar fi trebuit să o dea gratuit de venilor, dar ori n-a vrut nimeni să înțeleagă, ori n-au înțeles. Știți, se pune acele ghilimelele, ori a fost prostie, ori a fost politică, da, cred și a devenit istorie, din păcate. Din toate câte un pic. Așa. Bun, ajungem și la energia electrică, dar haideți, domnule David, să vedem ce este cu factura asta la gaze. Și în primul rând, explicați-mi și mie de ce sau cum, de ce nu se face un preț la metru cub de gaz consumat? De ce trebuie să-mi-l transforme în kilowatt-oră? Exact cum spuneați, foarte multă lume și face greșeala. Că spune kilowattul pe oră, nu este vorba de kilowattul pe oră. Kilowatt pe oră, ce prostie. Păi tocmai că atunci... Kilowatt-oră. Kilowatt-oră. De ce este kilowatt-oră și nu este kilowatt pe oră? Păi, care este diferența? Kilowatt-ora este o unitate de energie, iar kilowattul pe oră este ceva, nu știu cum să vă spun, o construcție, o greșeală. Că da. Trebuie să mergem la, știu eu, la originea unităților. De exemplu, kilowatt-ora este cantitatea de energie, la urma urmelor. Cantitatea de energie sau consumată sau produsă de un anumit dispozitiv timp de o oră. Deci, el are o putere de un kilowatt și acest dispozitiv, cum vreți să-i spuneți, fie produce, fie consumă constant un kilowatt timp de o oră. Acum,
Să venim să vedem ce este kilowattul. Exact. Kilowattul este o unitate de energie raportată la unitatea de timp. Și atunci, dacă mai spun o dată kilowatt pe oră, este deja o prostie. Și anume, unitatea de energie în Sistemul Internațional de Unități este joule-ul. Și joule-ul raportat la secundă se numește watt. Aceasta este definiția wattului. 1000 de watts este un kilowatt, mai mulțim cu 1000 și obținem megawattul și tot așa ajunge la giga, la tera, la știu eu ce mai sunt. Asta când vorbim de gigacalorii, dar gigacalorii este cu totul altceva. Deci, kilowattora este unitate de energie, kilowattul este unitate de putere. Ca să fac o paranteză și ca să știu eu, să mă fac mai înțeles de către cei care probabil ne ascultă și nu se plictisesc deja, la început, la origine, unitatea de putere a fost calul putere. Sigur că când s-a trecut de la tracțiunea animală sau de la utilajele care au manevrate de cai, la utilajele manevrate de abur, a început să se facă echivalența între ca mașina asta, cam câți cai ar face treaba asta. Și a rămas calul putere. Calul putere în ziua de astăzi are 736 de wați. Unitatea a fost tolerată multă vreme, dar a rămas și în zilele noastre. Calorie? Da, calul putere. Deci calul putere. De exemplu, eu am o mașină care are 120 de cai putere. Tu ai una care are numai 105. Da. Altul are de 165 de cai putere. Dar toate sunt date în kilowatts. Un cal putere are 736 de wați sau 0,736 kilowatts. Deci, revenim. Da. Puterea sau lucru mecanic sau energia. Nu puterea, deci energia sau lucru mecanic, cum să spun, faptul că ceva se deplasează cu un anumit consum de energie, raportat la timp, se numește putere. Ca să calculeze energia, va trebui să muncească cu timpul. Deci, a spune kilowatt pe oră este o prostie. Bun. A spune kilowatt oră este bine. Megawatt oră și așa mai departe. Este corect. Bun. Noi consumăm metri cubi. Da. Se transformă, iată, în deci, kilowatt factura oră. Care aveți dumneavoastră în da. Față, dacă ar putea să apară pe ecran. Da. S-o putem, nu știu dacă poți să ne pui factura. Putem discuta, observați da. Undeva în partea a doua a facturii că există acolo o formulă prin care se calculează energia. Da. Și zice energia gaze naturale, unitate kilowatt oră, e o regulă kilo, mega, așa, sunt cu litere mici. Da. Numele unității respective, wattul, este cu litere mare. Da. Observați că și aici se respectă. Pentru că este numele inventatorului, da. Zice, volumul de gaze naturale consumat, metri cubi, este ceea ce scrie pe contorul nostru. Da. Observați în josul paginii, undeva, da, se vede. Partea de jos da. Acolo. Da. Ori, puterea calorifică PCS, spune ea aici, superioară, care este kilowatt-oră pe metru cub. Acum discutăm puțin să lămurim ce este cu această putere calorifică. Superioară pe care ne-o facturează da, ei. Da. Da. Orice combustibil dă o anumită cantitate de căldură prin ardere. Cum este și cazul gazului natural. Unitatea de masă sau unitatea de volum din combustibilul respectiv, de ceea ce numește putere calorifică. Dar aici apare o discuție. Și de aici intrăm în critica facturii. Exact. Deci, critica este următoarea. Și anume, combustibilul respectiv folosit nu este același din orice zăcământ. Presupunând că noi primim un melanj de zăcămintele noastre, gaz de sond, gaz din Ucraina și așa mai departe, un melanj și că cineva l-a amestecat și a spus că, domnule, are o anumită putere și este și dată deja mai sus acolo, este o valoare de, numai puțin, 4, numai puțin, că nu văd... Oricum, energia. Îl facturează... Da, este, da, da, este dată. Este dată aceeași valoare și luna asta și luna anterioară. Deci, mai în vară era altă valoare, în jur de 10, nu știu cât, 6.000, 7. Scrie aici puterea calorifică. Bun. E,
niciodată compoziția nu este aceeași. Deci gazul metan vine în amestec de diferite gaze, presupunând că folosim numai din de la noi, din centrul Transilvaniei, okay, sau folosim în zona Olteniei, unde sunt fracțiunile de gaz de sondă mai mare. Sau de unde folosim? Puterea calorifică nu este aceeași. Orice combustibil de altfel găsit în scoarța pământului, fie că e lichid sau fie este gazos și așa mai departe, are în diferite propriile caracteristici. Are anumite caracteristici, respectiv variații ale puterii calorifice. Și întotdeauna un combustibil are o putere calorifică superioară, cel mai bun combustibil, o putere calorifică inferioară, cel mai prost combustibil și o putere calorifică medie. Eu, câtă vreme am fost student și ulterior, când am mai avut probleme de proiectare, am folosit puterea calorifică medie. Mie. De ce îmi facturez puterea calorifică superioară? Ca și când tot timpul nouă ne-ați facturat cea mai bun gaz, cel mai puternic. Da. O critică. Altă critică. După cum este bine cunoscut, gazele se dilată foarte mult. Ceea ce înseamnă că în dezavantajul consumatorului vara metru cub cântărește mai puțin, iar iarna, spre avantajul consumatorului, cântărește mai mult. Aici vă contrazic, pentru că vă zic, stați să vă spun de ce vă contrazic. Da. Există problemele acelea de logică. Cât cântărește mai mult? Un kilogram de lână sau un kilogram de fier? Păi... Amândouă cântăresc tot un kilogram. Păi tot un kilogram? Tot un kilogram. Păi atunci... Un metru cub de gaz vara nu este, nu are aceeași greutate, aceeași nu, vorbim de cantitate aici, de volum. Nu. Da, gata. Contorul meu, măsoară metri cub vara, măsoară metri cub și iarna. Da. Vara, gazul este cald, poate să vină și la 20 de grade, iar iarna poate să vină și sub 0 grade, și mult mai comprimat. Există situații în care iarna scade presiunea pe rețea, știm cu toții. Nu știu ce fac ei, cred că măresc energia de pompare sau, nu știu cum să spun, gurile rele zic mai multe, că se mai introducești cât un gaz inert. Unii zic că aer nu este prostie, în niciun caz. În niciun caz aer. În niciun caz aer. Bun, toată lumea zice, dar ce înseamnă gazul? Azot este gaz inert și ce face? Mărește randamentul volumetric pentru ventilatoare și pentru toate unitățile de pompare a gazului. No, bun, atunci... Deci asta zic gurile rele, nu? Da. Să Sfântul să mai ia cineva la întrebări, că nu știu, n-am văzut, n-am... Da, păi se vorbește acum. E o presupunere prin care se poate menține presiunea constantă, în așa fel încât să nu am probleme de dezechilibru în iarna, în gerul foarte mare, cu rețelele de gaz metan. Deci se pare că este totuși o practică împământenită. Aș putea să spun. Păi nu, dacă o luăm așa că am avut ieri și crunte, de ieri, nu ce avem acum. Într-adevăr, și cu scăderi de presiune și așa mai departe, dar da. Să revenim. După aceea, deci, care cine dezavantajul, dezavantajul atunci pentru noi la factură? Păi dezavantajul este că între metru cub al meu, măsurat vara sau iarna, de către contor, nu e nicio diferență ca metru cub, ca volum, dar ceea ce consum... Este diferență. Este diferență la puterea calorifică, la nu la puterea, puterea de ardere, nu? Adică la puterea calorifică. Bine, puterea calorifică poate fi influențată de temperatură, pentru că în cazul ăsta puterea calorifică nu este cea indicată de acolo. Clar. Când se iau la laborator și să vedem, bă, la minus 3 grade sau la 0 grade metru cub cât îndă. Iar în al doilea rând, compoziția calorifică, spuneam mai devreme. Poate să aibă 92% gaz metan și restul componente mai grele un pic, cu mai mulți carbon și hidrogen în formulă. Și atunci sigur că puterea calorifică este mai bună. Cine îmi garantează mie că această putere calorifică este corectă? Mă spune ANRE-ul, Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei. Da, cine îmi garantează? Bun, garantează ei. Dar cine îi controlează pe ei? Deci cine îi controlează pe cei care calculează această? Vă spun eu, nimeni. Nimeni. Și atunci mergem în virtutea inerției, în baza unor formule și a unei rețete mai degrabă. O rețetă mai degrabă. Ceea ce este deranjant este această putere calorifică superioară pe care, poate că din calcul mercantil sau măcar din bun simț, să nu fi spus, să fie zis putere calorifică medie. Și unii energeticieni care încă mai trăiesc în țara asta ca mine sau ca altul, n-ar fi sărit în sus.
Deci nu sunteți singurul care... Da. Deci, domnule, aduc cărbune din Polonia, aduc cărbune din Valea Jiului. Huilă de fapt, nu huilă de fapt, că huila n-ajungea la coxipicamile, da? Restul de huilă. Aduc cărbune din Polonia, huilă de foarte bună calitate și, domnule, la fel. Nu la fel. Nu sunt. Și nici n-ai cum să ajungi la parametri, dacă îi amesteci, n-ai cum să fii la calitate superioară, la nivelul superior. Nu, clar evident că nu. Ești pe mediu. Și ei când vor să spună, domne, puterea calorifică superioară este asta. Cei din Vale și puterea calorifică superioară este asta. Dar alor, acolo mai intră pământ, mai intră unele altele, mai nu știu ce. Cum este cazul, în cazul gazului metan, mai scapă probabil. Știu eu, alte gaze care, în orice caz, nu gaze combustibile, nu gaze care să participe la ardere, dar diferă. Sunt sigur că sunt diferențe. Cine îmi garantează mie că această putere calorifică este cea care este superior, în factură? În factură, da. Hai, contorul înregistrează, o formulă de calcul este... Da, foarte, da, o formulă de calcul, okay, acolo, numai că ce scrie, da, acolo, ce scrie acolo este destul de discutabil sub aspectul care l-am arătat înainte. Da. Mai departe, ce vedeți mai sus, așa, acolo la în fiecare lună factura se schimbă, pentru că până în martie a venit guvernul cu niște legi de compensare care, da, între anumite valori scrie totul pe factură. Acolo lucrurile stau destul de bine. Da, deci destul, destul de explicit. De bine. Da? Aveți gaze, uite-te, consum de gaze naturale prin autocitire și prin ajustare. Da, ajustarea a fost, vin ei și cități din când în când și... Da, odată la 3 luni au anunțat. Nu, la 2 luni vin și mai repede lună acum. Da. Da. Nu, nu, nu vin în fiecare lună. Da, odată pe trimestru am înțeles. Greșeala este a consumatorului, în cazul și al meu și al tău. Că nu dați citirea la termen. Dă o citire la termen și atunci nu poate să mai apară păcăleri sau surprize de genul, domnule, mi-a venit o factură de... mi-a luat pensia pe 3 luni. Da. O trimis deja, știi cât este, cum este cazul acum, când ne-au transmis prețurile, iar de la 1 aprilie vor fi cu totul alte prețuri, nu știu deocamdată care și cum, pentru că ați văzut că de la lună la lună, acum s-a cam iniștit povestea asta cu gazele și cu asta, un pic din cauza evenimentelor din Ucraina, dar până joia trecută și așa mai departe, în fiecare zi. Era dezastru, da, da. Va venit cu mult mai mult factura decât, de exemplu, bineînțeles, anul aceeași... trecut în aceeași perioadă? Da, aceeași cantitate. Dublu aproape. Deci factura dublă la aceeași cantitate. Deci în cazul meu a fost în jur de 500 și ceva într-o lună de noiembrie anului 2020 și anului 2021... noiembrie cu ceva a venit din urmă, nu știu ce naiba au mai băgat acolo în sfârșit, pentru că au trimis facturile târziu da, de tot, le-au întârziat, nu știu facturi, ce s-a întâmplat, da, nu știu să le calculeze și așa mai departe, da, mi-a venit în loc de 500, a venit pe 2 luni, 1900, 1800. O la la! O la la! Te-au venit cu regularizări din august. N-au mai trimis factură până, știu eu, la sfârșitul noiembrie. Acum trebuie să spunem că domnul David locuiește în Cristur, da? Da. În Cristur, localitatea aparținătoare de municipiul Deva, deci nu locuiește chiar în Buricu. Casă și casele sunt mai risipitoare din punct de vedere energetic decât apartamentele de bloc, chiar dacă sunt... Și e cu centrală, aveți centrală, da, centrală din asta murală, cum sunt în, da, apartamente, da? Da, 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 da. Ah, okay. Un cărs veche, încă merge. Păi poate ar trebui să vă schimbați centrală. Însă la case, vedeți, la case sunt foarte mulți pereți afară. Da, apartamentele, da, de, da, bloc, mai izolat. E și de, da, sub și de deasupra, acum are discută energeticiană. Da. Da. Fiecare se încălzește unul pe altul și ce, da, se pierde numai prin pereții exteriori. Uh-huh. Păi la mine, dacă toate camerele au câte un perete, 2 afară. Da. Nu există, da, da, cameră de mijloc, de pentru că n-am lumină. Tot. Toată spuse, da, roată ca să ai lumină în sfârșit. Și bineînțeles că prin, cu toate casa este izolată, bineînțeles că se pierde. La toate casele este așa, nu numai la mine. Asta este sistem. E deosebire de blocuri unde se pot face economii serioase la gaz. Am rămas așa surprins este, pentru că unii de la apartament au spus, păi zice, domnule, plăteam vreo
70 de lei, 80 de lei, zice, acum am plătit 150, sau am plătit 150 și acum am plătit vreo 300. Dar nu ca la mine, nu... Da, da, da. Nu, se întâmplă, pentru că există niște reguli pe care le-au impus, chiar și în contractele astea pe care le-am semnat cu toții. Te bazezi pe ce spune Cutărescu, pe ce spune Cutărescu, sunt niște chichițe pe acolo, da? L-am constatat și eu și probabil că l-a constatat toată lumea. Dom'le, semnez un contract. Eu n-am semnat niciun contract, să fiu sincer cu nimeni. Eu consider că, din punct de vedere juridic, un contract este înțelegerea voinței, apropierea voințelor părților. Deci eu vreau asta, tu vrei asta, eu îți dau asta, tu îmi dai asta, gata, am căzut de acord. Toate astea, lucrurile astea se fac pe față și față în față. Eu dacă am o problemă și sunt mai roboți. Da, și asta poate să garanteze toată lumea. Mă uit acum în ecran, așa este. Nu mai roboți, nimeni nu te poate lămuri. Da. Apăsați asta, unul apăsați asta, aia dacă vreți aia, dacă vreți aia, dacă vreți aia. Și abia după jumătate de oră sau o oră, dacă intră cineva care poți vorbi cu el, dar până atunci te-a taxat? Da. Mi-a venit, n-am știut de la bun început și mi-a venit o factură de săcat pe spate. Păi zic, dar ce dracu, cu cine am vorbit? Am vorbit în trei minute. Exact, exact. Tot încercând să lămuresc niște lucruri. Cu Enelul la fel, cu electrica. Da, da. Robot și dacă te duci la ei, la cei de la gaz de aici, programare. COVID, bodniță și stai afară în căldură. Nu a fost la stăvară. Da, iarna. Câte unul. Iarna stai afară în frig. În frig. Și după ce stai câte jumătate de oră până îți vine rândul, iese frumos domnșoara și zice, îmi pare rău, mi s-a blocat sistemul informatic. Da, eu m-am confruntat. Am la doctor. Eu m-am confruntat. Deci am... Bun, zic, dați-mi un număr de telefon, vă rog, măcar să nu vin de la Arkia încă o dată mâine ca să-mi rezolv problema. Da, da, da. Nu avem număr de telefon. Și atunci eu de unde să știu dacă vi s-a deblocat sistemul informatic astăzi sau și mâine sunteți blocați? De unde să știu? Păi veniți mâine. Nu, m-am enervat atunci și am luat telefonul și am sunat la Târgu Mureș pentru că nu, mi-am rezolvat problema online, am făcut, deci pe bune, am făcut sesizare, am făcut, mă rog, cererea de care aveam nevoie, am făcut-o online, am trimis-o, în 10 minute m-au sunat. Era vorba de o centrală termică, știi, să-mi schimb centrala de apartament. Și frumos, imediat, a doua zi, mi-au venit toate... Dar vreau să spun, te duci, n-au număr de telefon și stai la rând, dacă vrei o lămurire. Nu-ți poate da nimeni lămurire aici și la Târgu Mureș, dacă nu cumperi ceva de la ei, stai pe robot exact cum ai pățit. Bun, deci spuneați că mai este o problemă. Mai e o problemă, da. Într-un fel, mă rog, nu amuzantă, ci neplăcută sau... N-ai baște, nu știu cum e să zic. Parcă în lumea noastră, toată lumea umblă, nu să facă ordine, să simplifice, ci să complice. Și să complice și să nu aibă un rezultat neapărat. Nu știu, e un fel de neruzie din asta care e greu de categorisit. Bună oară! La un interval de timp, instalația proprie a casei, respectiv ceava care vine de la că asta este deja proprietarul, punctul de delimitare este conturul, așa spune la catastic, la lege. Până la contor, inclusiv contorul, inclusiv vana dinainte de contor, totul este al lor. De acolo încolo este al tău. Și te privește cum ți-o întreții. Și din timp în timp trebuie făcută verificarea. Și au venit niște domni într-o zi cu niște cutii frumoase acolo, cu niște detectori de gaz, l-au băgat prin aragaz, prin aia, nu e ok, nu știu ce. Am luat 200 de lei. Nu plecat. Atâta? Revizia? Da, 200. Nu revizia, verificarea. După care, da, păi 200 le-am dat. Da. Și pare să că mi-au dat chitanță. Pare mi se. Vă spun eu de mult că e de prin 2000, atunci, în 2016 dacă, s-a întâmplat asta. Dacă n-ai dat chitanță... S-a apropiat scadența în 2018. A venit altă trupă și au zis, domnule, trebuie să-ți facem verificarea. Zic, domnule, dar eu mai am valabilă până în 2018. Nu că o facem mai repede ca să nu mai intre altă firmă peste noi și așa mai departe. Și mi-au făcut-o
Ea era în... Cred că și șirul la centrală și și verificarea la au gaze, ăștia la grămadă. 200 de lei, da. Au lăsat și ăștia o hârtie, bineînțeles că n-au găsit nimic și duși au fost. De atunci încolo, mi-apare pe factură de fiecare dată, din 2 în 2. Cadența verificării dumneavoastră este din 2018. Păi, dă data în 2018, da. Pentru că ei au venit înainte. Nu s-a confirmat nicăieri că a fost făcută verificarea în termen. După povestea veche din 2016, era 2 ani, 2018 și îmi dădeau data, n-au mai venit nimeni și cu alte cuvinte, la ora asta instalația mea din casă nu este verificată și așa mai departe. Da, și dacă vor să treacă la sancțiuni, te sancționează. Dacă doamne perește să întâmplă dubuială sau în sfârșit, sunt direct responsabil. Dar atunci, cei care au externalizat acest serviciu, că asta s-a întâmplat și în cursul procesului de externalizare, ăla a venit cu pila lui, ăla a venit cu pila lui, nu știu ce s-a întâmplat mai departe, dar eu am rămas, cum să vă spun, în... Nu este... Nu, pe nu, cine să chem? Da. Că nu știu pe cine să chem. Vă dau eu soluția, pentru că tot așa a trebuit să mă interesez. Pentru că am mai făcut astfel de verificări cu persoane care își lăsau acolo la ușa blocului la intrare. Da, astea sunătorii de... Lăsau, da, că facem, că dregem și că nu știu ce. Și zic, iete-te, e chiar aici în fața ochilor. Băi, hai să vorbesc cu omul, să nu mai umblu după ei. Da? A venit, a făcut verificarea, l-am plătit, mi-a dat chitanță, este adevărat. Nici nu-l lăsam fără, să plece fără chitanță. Mi s-a părut că totul este ok, era pe persoană fizică, era pe, știi, bă, chestii din astea, ok, bun. Și într-adevăr, după aceea au venit pentru verificări. Păi zic, domnule, da, eu am verificare. Zice, da, noi nu știm, noi suntem de la firma așa. Și zic, uitați-vă aici, le-am arătat chitanța. A, zice, domnul, nu este acreditat. Nu este acreditat de E.ON. Da, 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 da. Păi zic, și eu de unde să știu? Zice, vă dăm noi o listă cu firmele. Da. Și mi-a dat listă, într-adevăr există listă, vă duceți la E.ON, nu trebuie să stați la coadă, nu mai cer, doamnă, dăm lista cu firmele acreditate pentru verificări și ISCIR și de gaz. Și mi-a dat lista, am văzut care este lista, este ok. Acum, m-am învățat minte. Am dat telefon, aia a zis, noi nu verificăm mărci din alea, noi nu facem ISCIR-ul la mărci din alea, la alte, noi nu așa și pe dincolo. Până la urmă am găsit o firmă care, așa. Dar ce s-a întâmplat? A venit și a făcut verificarea, dar nu a transmis-o mai departe la firmă. Păi asta aici vreau să fac o observație, și anume, E.ON. Deci, vezi că se întâmplă tot fel de explozii, prin blocuri, prin nu știu ce. Da. Nu știu, E.ON, furnizorul care este, au o mare parte de vină. Da. Pentru că în momentul în care a expirat buletinul de verificare a instalației, eu, E.ON sau furnizor, sau cum o fi, că mâine vine E.ON, este cel mai ușor de marșa. Da, mă rog, care ori fi, da. Dacă să înțeleagă lumea gaz, că vorbim de gaz. Da. Nu-ți mai dau gaz, că uite, bubuie blocul, nenorocești o grămadă de oameni pentru că nu ți-ai verificat instalația. Eu nu-ți mai dau gaz până când nu vii de firmele care ți le-am dat eu, exact, 20. Exact. Până nu vii cu... Deci tu, ca firmă, te-am acreditat, te-am acreditat, deci ăștia sunt. Nu vine ăla sau ăla sau ăla sau din timp în timp, bă, ăștia nu-s mai buni ai noștri, vine el alții, că-s mai buni și bun, așa deci mai nu departe. Merge, nu funcționează sistemul. Acum eu sunt acoperită de acte și să vă spun de ce. Am luat centrală termică de la ei. V-am zis, m-am dus repede, am făcut online. Este asigurat verificare, bișcir, da, 7 da, zile din, da, că, deci, 2 ani, 3 ani, în garanție. Că pe urmă, da, nu mai. Sigur, sigur că da. Dacă am vreo problemă, imediat am sunat, au venit, e ok. Bun. Deci, când mi-a fost instalată centrala nouă, automat am și hârtiuța că i s-a făcut ISCIR-ul, adică funcționează în parametrii, exact, așa. Pe factură tot îmi apare că am depășit termenul pentru ISCIR. Păi, ce spuneam, deci, eu? Dar deci sunt ai lor. Furnizorul nu urmărește chestia dar asta. Dar sunt ai lor.
Păi ăștia sunt ai lor, sunt muncitorii lor. Păi sunt ai lor, dar vedeți că și acolo fiecare va care mai bine trage măța de coadă pe undeva cum bun, sunt. Bun, asta este, astea sunt neajunsurile. Mai ales nu răspunde. Deci aici dacă știu eu acum, vorbesc la modul general, legat și de energie electrică și de asta. Dom'le, când se face o prostie, cineva trebuie să răspundă, vreau să spun, nouă din șefii mari, din cei care au anumită putere de decizie într-o anumită zonă. Dom'le, să răspundă material. Și în momentul în care l-a frit pe om sau se gândește, bă, dar o să-mi impute, cum era pe vremuri? Era pe vremuri, aveam un accident de muncă, cum eram, lucram, unde lucram, aveam un accident de muncă, trebuia să fie extraordinar de prevăzător și extraordinar de atent cu oamenii care lucrau în subordinea ta, să nu se accidenteze și să nu pățească ceva, pentru că plăteai pensia alimentară. Astăzi ați văzut pe cineva să o plătească pentru vreo pagubă? Nimic, nimic. Tot este. Bun, deci, să reținem. Am terminat cu faza cu gazul. Trecem la... Kilowatt-oră. Kilowatt-oră, kilowatt pe oră. Nu. Că nu, este da. Greșit. Da. Acum, câți dintre dumneavoastră veți ține cont de asta? Mă rog, nu contează foarte mult. Cel mai important este, poate reușim să determinăm pe cineva și să plătim facturile la puterea calorifică reală, nu superioară, da. Dacă dă Dumnezeu. Deci aici este bucuiul. Nu, ar fi o mare simplificare, o mare simplificare pentru toată lumea, mai ales în condițiile în care a crescut atât de mult de tare gazul și a speriat atât de tare pe toată lumea. Ar fi foarte bine dacă s-ar trece la un sistem de facturare pe metru cub. Da. Deci, domnule, am 400 de metri cubi, am 300 de metri cubi, cât costă metru cub? Cu puterea calorifică putem face un calcul acolo, cam cât ar costa alei pe metru cub, dar mi-e teamă că dacă ajungem să vedem cât costă metru cub de gaz, o să găsim că este extraordinar de scump. Eu nu vreau să comentez acum că liberalizarea îmbogățește pe unii sau pe alții. Nu vreau să spun chestia asta, dar dacă facem un calcul din ce ne-au dat pe factură și refuz să-l fac aici, deci fiecare și-l poate face acasă, vedeți, oameni buni, cât costă metru cub de gaz? Că ce poate calcula? Dacă atâta lei plătesc pe ăla și atâta lei, păi să vedem cât dau pe metru cub. Și o să ajung la concluzia că este mai scump decât multe, multe produse care le avem la îndemână. Metru cub de gaz. Adică multe produse, adică în sensul că putem să optăm și pentru alte modalități. Da, nu-ți vine să crezi. Da. Păi, timpul nu-i pierdut. Mai avem timp să discutăm și despre chestia asta. Emisiuni putem să facem, slavă Domnului, să le luăm pe fiecare pe rând. Deci, deocamdată atât despre gaz, dragii mei. Vă doresc toate cele bune. Ne revedem vinerea viitoare. Continuăm discuția despre facturi, dar de data aceasta la energia electrică. Toate cele bune. Să ne revedem cu bine și să auzim numai de bine.